Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. În ediția de astăzi vom discuta despre suferințele creierului, dar nu numai, suferințe profunde. Despre toate acestea vom discuta cu domnul profesor doctor Radu Mircea Gorgan. Este directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență Bagdazar Arsenii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, că ați acceptat invitația Trinitas TV. Cu multă plăcere. Domnule profesor, spuneați la un moment dat despre tineri, să zic tineri de 20, chiar 30 de ani, care aveau accident vascular cerebral, că de fapt aceasta este pentru faptul că organismul lor nu s-a adaptat de fapt la această viață nouă, la viața aceasta stresantă. Este real sau era doar o metaforă? Nu era o metaforă, are un sâmbure de adevăr. Întotdeauna omul trebuie să țină cont între contradicția dintre ceea ce își dorește și ceea ce poate. Câteodată se exagerează în ambele direcții. Mintea vrea multe, poate și are capacitatea de a creiona un viitor absolut posibil, a fi materializat. Pe de altă parte, corpul răspunde și altor comandamente. Este bine, asemenea anticilor, dictonul mensana incorpore sano, să fie o, să-i spunem, noțiune de mare actualitate pentru tineret. Aici mi se pare una din marile neglijențe ale tinerii generații. Incapacitatea de a îmbina performanța intelectuală de netăgăduit în foarte multe domenii, cu capacitatea organismului din punct de vedere fizic de a susține efortul pe care activitatea mentală uneori îl presupune. Adică într-un fel este mare diferență între ceea ce, efortul pe care îl fac ei, efortul intelectual și munca fizică, ei de fapt stau prea mult la birou și de fapt solicită creierul prea mult? Unde apare discordanța? Discordanța apare în armonia dintre creier și celelalte organe. În primul rând creierul este foarte dependent de inimă. Activitatea cardiacă, care este autoreglată în foarte multe uh, momente ale uh, mecanicii cardiace, pe de altă parte, într-o strânsă legătură cu coordonarea superioară venită de la creier. Și viceversa. Creierul are o activitate parțial independentă, dar total dependentă de fluxul sanguin furnizat de inimă. În baza acestei corelații, cele două organe vitale ale organismului uman se întrepătrund în intenția de a realiza un anumit scop, dar, pe de altă parte, se și controlează reciproc. Dacă efortul intelectual este foarte mare, iar capacitatea cardiacă a individului nu este pe măsura duratei și intensității efortului intelectual, vor apare probleme din punct de vedere al capacității de adaptare a fluxului sanguin la nevoile creierului. Aceasta se va traduce prin tulburări de ritm, prin insuficiență circulatorie în anumite zone ale creierului. Și până la urmă se va produce chiar și la oamenii tineri anumite colapsuri vasculare, care pot să aibă, evident, consecințe mai mult sau mai puțin dramatice. Și atunci, cum ați vedea dumneavoastră, de fapt, împărțită activitatea acestor tineri? Păi așa cum au lăsat-o părinții noștri, 8 ore de muncă, 8 ore de somn și 8 ore de activitate în scopul propriei personalități și persoane. A Așa este am împărțit Dumnezeu ziua A între... iubirea Este foarte bine pentru inimă, este foarte bine și pentru creier în consecință nu? Înseamnă că sunt foarte bine corelate pe sentimentul iubirii și inima și creierul A, E o bună întrebare, unde este locul unde adăpostim sufletul, creierul sau inima? Probabil că în ambele, pentru că până la urmă și la ora actuală, cele mai moderne teorii și chiar preocuparea forurilor științifice dedică tot mai multe manifestări științifice patologiei intrinseci și intricate ale creierului și inimii. Accidentul vascular cerebral nu este un eveniment independent care să ține de creier, ci a este de multe ori reflectarea unei disfuncții cardiace. Și atunci, patologia aceasta se tratează în multe, în multe întruniri științifice ca un tot unitar care se uh, între care există o interdependență și care se condiționează reciproc. Dar există o suferință strictă a creierului care să nu aibă legătură cu alte organe? Evident, sigur că da. Bineînțeles, în marea, majoritate, marea majoritate a suferințelor legate de structura cerebrală conturează un tablou clinic independent. Și aici nu mă refer, să zicem, la patologia oncologică, tumorile, de exemplu. Tumorile cerebrale proprii ale structurilor nervoase nu metastazează în restul organismului. Dar în deci alte, alte organe, organe, în schimb cancerul de plămân, de ficat, etc., metastazează foarte frecvent în creier sau în măduvă. Și care sunt cele mai frecvente suferințe ale creierului? Sunt diverse. Ele se manifestă în diferite etape ale vieții. Unele pot să fie congenitale, moștenite, reprezentând stigmate genetice, cum este boala Recklinghausen, cum sunt uh, dismorfismele craniofaciale, craniostenoză, cum este hidrocefalia infantilă cum sunt tulburările disrafice, cele de închidere a arcului neural, a coloanei, verde, cum sunt meningocelul, meningoencefalocelul. Ele au o condiționare în bună parte genetică și reprezintă, de ce să nu spunem, păcatele unor generații precedente, anterioare. Altele, strict legate de, de creier și de substanța nervoasă, reprezintă o altă latură a patologiei oncologice, diversele tumori. Tumori care pot să țină atât de învelișul creierului, cât și de celula propriu-zisă a creierului. Și în funcție de natura acestei celule, pot să avem astrocitoame, glioame, ependimoame, deci pornind de la celula care a generat procesul de neoformanție tumorală. Altele sunt legate de structurile de înveriș sau de vecinătate, cele ale țesutului meningeal. Din ele derivă meninjoamele. tumori benigne considerate, dar care neglijate și în anumite condiții, de exemplu, postiradiere. Ele se pot maligniza. O bună parte din, din structurile intracraniene pot fi afectate și de tumori din altă sferă, oftalmologică, tumori orbitare, care ulterior invadează nervul optic sau creierul, tumori din sfera orele, carcinome ale sinusurilor, care străpung baza craniului și ulterior afectează nervii cranieni sau chiar structura creierului. Există altă patologie care ține de lichidul cefalorahidian. Aici întâlnim o varietate mare de tulburări ale dinamicii lecereului, care, în general, per global, în final, ajunge să perturbe circuitul normal, care înseamnă scurgerea lichidului cefalorahidian către canalul spinal și măduva spinării, undeva să blochează. Acest blocaj produce efectul de baraj. În amonte, lichidul se va acumula. Acumularea lui se produce în sistemul ventricular, care sunt niște cămăruțe pe care le avem în interiorul creierului, unde se găsesc plexurile coroide care secretă acest lichid. Ele încep să se dilate, pentru că lichidul nu mai are unde să se scurgă. Consecința este presiunea foarte mare asupra creierului care este strivit de internă a craniului. Efectele sunt devastatoare merg până la orbire, ulterior la deces. De aceea trebuie intervenit. Iar intervenția presupune o derivație acestui lichid care se realizează scurgând surplusul de lichid din sistemul ventricular în cavitatea peritoneală, de exemplu. Înainte se făcea în cavitatea cardiacă, în atriu drept. Să mai pot face și alte variante de drenaj, un drenaj pleural, drenaj lombar, în fine, cel mai uzitat este cel ventriculoperitoneal. Peritoneu având o foarte mare capacitate de absorpție a lichidului. Dar în general, orice suferință, orice traumatism cranian, foarte, foarte des se întâmplă să te lovești cu capul. Da. Când te ridici de dulap, copiii mici să cadă frecvent, aceste lovituri, aceste traumatisme, minore considerate pentru început, pot avea consecințe mai târziu sau pot avea uh, consecințe imediate? De regulă sunt consecințe imediate, deci nu putem da vina după 10-20 de ani că suntem purtătorii unei tumori și să acuzăm un traumatiz din copilărie. Deci Dumnezeu totuși a protejat creierul ăsta în probabil structura cea mai rezistentă, nu? în afară de torace, da? craniu în sine este conceput ca o structură de mare rezistență, cu unele puncte slabe. Dar traumatismul în general se manifestă într un interval, dacă e să aplicem consecința, cam de maximum 45 de zile, dacă ne legăm de momentul traumatismului. Restul sunt eventuale complicații tardive ale unor leziuni care n-au fost depistate și tratate la timp, cum este de exemplu o contuzie cerebrală, o dilacerare cerebrală. Ele pot să evolueze, dar în general nu ca leziune în sine, ci ca o tulburare locală datorată unor aderențe care se produc anormal între învelișul creierului și creier, care duc eventual la apariția unor chiste, tot din cauza tulburărilor de circulație ale creierului care într-o anumită porțiunea convexității cerebrale este blocată. Dar există o anumită zonă a craniului pe care ar trebui să o protejăm, să avem grijă de fiecare dată, merg la schi, ai grijă să nu te lovești în partea dreaptă sau în partea stângă sau în spate. Da, dacă ești dreptat, ce bine să nu te lovești pe partea stângă, pentru că este emisferul dominant. Înțelegând prin acest cuvânt dominant sau major, faptul că cele mai importanti centri ai ceea ce definește omul da? Se găsesc în emisferul stâng, adică centru vorbirii, centru înțelegerii vorbirii că putem să vorbim dar nu înțelegem ce ni se spune, centru care ne permite să calculăm centru care ne permite să cântăm, centru care ne permite să înțelegem ce citim Deci ceea ce denotă calitatea și capacitatea intelectuală a individului la dreptaci este emisferul stâng. Deci să nu ne lovim cei dreptaci pe partea stângă a capului, să zici. Da, este foarte important de știut, iar la copii este același lucru, este valabil și pentru ei sau ei ar mai avea încă e o E valabil sensibilă? de la orice vârstă, cu condiția, bineînțeles, să știm dacă copilul e sau stângaș, lucru care nu se vede decât mai târziu, cam după trei ani, când vedem cu care mână efectiv are tendința să apuce obiectele din jur. Dar ce ziceți, dumneavoastră, că i-ar plăcea foarte mult creierului? Creierului. Creierului îi place foarte mult odihna. Creierului îi place mult zahărul, creierului îi place mult liniștea, creierului îi place dragostea, îi place să iubești și să fii iubit, creierului îi plac momentele vesele. Deci, în general, toate aceste stări uh, sunt uh, generatoare de endorfine. De hormon cerebral. De fapt, sunt uh, substanțe uh, care acționează asupra altor glande și ele creează senzațiile de bine, de bunăstare, plăcerea cu care mănânci o ciocolată, da. uh, admirația pe care o ai față de un peisaj și care se răsfrânge asupra trăirii tale. Uh, fericirea pentru împlinirea unui vis sau fericirea pentru realizarea înfăptuită de o persoană dragă. Deci sunt momente care ne emoționează plăcut și le reprezintă un moment de regenerare pentru organism și de, da, poate de redobândirea unor energii neglijate sau pierdute pentru creier. Deci starea de bine, starea de mulțumire, starea de fericire. Asta place creierul. Ați simțit la pacienții dumneavoastră faptul că atunci când au avut o energie bună, pozitivă, rezultatele post-operatorii au fost mult mai bune, s-au vindecat mai repede, chiar s-au vindecat poate, deci, altfel nu s-ar fi vindecat. M-am convins că dorința de vindecare a pacientului are o contribuție majoră, uneori egală cu maestria doctorului. Uh, și de asemenea, am mai constatat un lucru. Femeile se vindecă mult mai repede, femeile sunt mult mai optimiste, femeile sunt mult mai dornice de vindecare, sunt luptătoare de ce? Pentru că la toate am întâlnit un sentiment de uh, foarte ferm și pregnant. De grijă față de datoria pe care o au. Referitor la familie. Ele au treabă, au o treabă de făcut. Ele trebuie să se întoarcă la o sarcină de care răspund și de care sunt conștiente că au această responsabilitate. Într-un cuvânt, sunt conștiente că fără ele se duce de râpă tot. Și luptă pentru a-și redobândi iarăși acest rol de ocrotitoare a familiei. La bărbați, bărbații cred că până la urmă, în ciuda a legendelor, reprezintă o categorie mai dificilă. Mai dificilă pentru că foarte mulți bărbați nu-și recunosc sau nu-și acceptă boala. Nu se adresează la timp medicului. Au tendința de a brava, dar care nu maschează altceva decât o frică atavică. Da, de ac, siringă, tratament. După aceea intervine și o componentă legată de, eu știu, mândria masculină. El să se îmbolnăvească? Mie, să mi se întâmple mie așa ceva. Mie, eu nu, voi trece, din păcate, după faza de revoltă, da, cu fenomenele de nevroză inerente, da, ei ajung în faza de depresie. Și e, gândirea este cam de maniera următoare. Ce am fost și ce am ajuns. Nu o să mai fiu niciodată om. Vai de mine, vai de cei de ai mei. Eu nu accept să fiu îngrijit. Da? Mie mi-e rușine. De, deci boala percepută ca o rușine. E, cu acești pacienți este mai greu de, de lucrat, dar evident ei trebuie încurajați în sensul stimulării ambiției de a depăși un moment critic da, și de a reveni, cum s-ar zice, pe val. Da? O să mai poți, o să fii, vei reuși, suntem lângă tine, te ajutăm. Cam asta este maniera de mă rog, colaborare, dar și de combatere a unor disfuncții, cel puțin mentale, de comportament, pe care inerent boala le induce pacientul. Dar există puterea, te ajută într-un fel creierul să lupți și să redevii. Optimist, numai ai creierul stare, Numai creierul te poate ajuta Că spune că psihicul este cu totul altceva cum, îl, cum mă ajută Sau cum poate el să mă ajute pe mine Pentru că eu mă simt neputincios în momentul acela Și pesimist, cum discutam Am o stare de anxietate S Și creierul meu trebuie să primească ceva pozitiv Dar eu nu pot să-i dau Și Creierul atunci... omului în suferință primește ajutor Din partea creierului Unui om care să pricepe la suferința Respectivului da, da. Și creierul pacientului trebuie să primească și să accepte ajutor de la creierul medicului. Aici este, cheia. da, cheia, pentru că este, hai să nu-i spunem un parteneriat, da, dar este un proces la care trebuie să participe amândoi. Pacientul să-și dorească să se vindece și medicul să se priceapă să-l trateze. Chiar dacă, chiar dacă, medicul nu poate promite vindecarea. Să ne înțelegem foarte bine. Medicina nu este o știință exactă. E nu matematică. este matematică. Exact. Medicina și mai ales chirurgia poate avea o singură pretenție: să fie precisă. Deci, la momentul cunoștințelor actuale, eu să fac exact ce trebuie și ceea ce știu că trebuie făcută. E adevărat, poate peste 20 de ani o să râdă de mine. Da? Urmașii. Față, dar eu nu-mi permis să râd de profesorul Arseni al cărui elev am fost. I-am apreciat pentru stadiul respectiv, pentru anul respectiv, experiența și probitatea profesională. Dar, repet, medicina ce astăzi a fost literă de Evanghelie, peste 10 ani s-ar putea să nu mai aibă valoare. Aici mă refer la maniera în care se pune diagnosticul bolii în momentul diagnosticului și eventual chiar și de mijloacele terapeutice care vor fi la îndemâna viitorilor chirurgi și medici. Dar precis în momentul actual da putem să fim de aia și trebuie sprijinit pacientul din toate puterile astea pe care le avem acum. Cred că discuția și investigația clinică nu s-a schimbat față de acum zeci de ani. Ceea ce se schimbă este, așa cum a spus, într-adevăr, tehnologia. Dar discuția cu pacientul, dar stabilirea unui diagnostic după anumite simptome sau cum se spunea, a intrat în cabinet și deja a mintuit cam ce suferință are. Aceasta nu cred că se va schimba nici peste 100 de ani. Sub unele aspecte vă dau dreptate. Dar a pune un diagnostic, cum spuneți, așa, pacientul intră pe ușă și eu i-am ghicit diagnosticul. Ei, nu, oarecum, așa, pentru se că. Se poate întâmpla, dar într-o fază avansată a bolii. Or scopul medicinei moderne este de a surprinde suferința în faze Incipient. incipiente. Faza incipientă nu conturează tot tabloul clinic. Conturează simptome, simptome majore sau mănunchi de simptome care dau sindrome. Deci, în baza lor trebuie să se ridice rapid suspiciunea de diagnostic care urmează să fie confirmat prin mijloacele de investigare. Asta nu era cu zeci de ani. Dar pe de altă parte, ceea ce de la Hipocrat și sculap în coace, s-a dovedit uh, un mare adevăr, cuvântul este medicament. Deci, stabilirea unei relații de încredere. Da, calde între medic și pacient, da, are o mare valoare. Demonetizată la ora actuală, devalorificată pentru că nu mai avem timp. Da. Pentru că pacienții sunt mulți, pentru că doctorii sunt puțini, pentru că volumul de muncă este mare și cel puțin pentru noi chirurgii trebuie să, să alegem. Ori operăm, ori stăm de vorbă. Da. De aceea în occident serviciile de chirurgie performante, neurochirurgia, chirurgia cardiovasculară. Astea două, restul pe locurile 5, 6, 7 și mai departe, au o structură în piramidă, în care în vârf este chirurgul care nu face nimic decât operează. El vede pacientul la venire, după care este preluat de psiholog, de medicul primar, de medicul specialist, de rezidenți, de sora șefă, de asistente. Deci o întreagă structură care luptă să-i fie bine. Dar nu există ca la popoarele latine, românii nu suntem un popor ieșit din comun și grecii și italienii și spaniolii și francezii din sud sunt la fel, toți și mai ales grecii și italienii toți vor un singur lucru, să vorbească cu profesorul. Oricând. Oricând și, în primul rând, cu profesorul. Lui să nu-i spună medicul ăla tânăr, și mic, ceva că. Nu, nu, profesorul. Ori și profesorul are un program de lucru. De atâtea ore, în atâtea ore, are de făcut atâtea lucruri. Deci, chiar dacă și-ar dori din suflet și ar avea toată bunăvoința, da? nu este ușor. Să stea de, cu bolnavii, stăm de vorbă. Dar știți că marea presiune vine din partea părținătorilor care vor să priceapă și mai ales care pretind o proiecție a viitorului, care, din păcate, nu poate fi spusă cu o certitudine. Domnule profesor, sunt milioane de cauze, exagerat puțin, ale durerilor de cap. Sunt? Dar. Dar, când vorbim de dureri de cap, cel mai adesea, sigur, te gândești la o suferință care să aibă legătură cu creierul. Sigur, ele au, de -aia și spuneam, doare de unii. capul. Deci, um, haideți să le lămurim puțin. Cât au legătură, într-adevăr, și cât, de fapt, sunt consecința. Deci, Mesa majoritatea durerilor de cap, să înțeleagă toată lumea, nu țin de creier. Creierul nu doare. Deci să operează în anestezie locală și să taie creierul, creierul nu doare și creierul nu țipă. Bolnavul poate fi, este conștient și să-i să taie din creier și el nu simte nicio durere. Deci asta este realitatea făcută de Dumnezeu. Cel mai bogat în celule nervoase este cel mai puțin sensibil. La fel și măduvă. În schimb terminațiile lui nervii dor și toate structurile inervate de acești nervi care de fapt transmit comenzi și recepționează cereri, deci cerere, comandă și ofertă, ofertă și comandă, execuție. Toate sunt dureroase, deci doare pielea capului, doare osul, doare învelișul meningean. Da? Dar creierul propriu zis nu doare. Deci când este vorba de o durere, și acestea sunt variate ca și manifestări da? nu orice durere seamănă cu altă durere pot să fie durerea de presiune intracraniană deci este o durere să zicem difuză, globală, cu o stare de rău. Adică tot capul doare? Bravo. Exact, deci când mă doare aici sau la tâmplă sau la ceafă sau în altă parte sigur nu are legătură cu creierul În da? schimb, atunci în când? În schimb, când ne doare Capul în întregime, când avem fenomene asociate, cum grețuri, vărsături, lăcrimare, tulburarea vederii, este evident că suferința este globală și ceva se întâmplă și acel ceva trebuie repede investigat. Și în cât timp ar trebui să vină pacientul sau? După câte zile de la apariția primului simptom dureros de acest fel, ar trebui să ajungă În la. În general, orice durere persistentă, care la administrarea antiinflamatorilor uzuale, și care 48 de ore nu se ameliorează, este bine să fie investigată imagistic, un computer tomograf sau un uh, RMN, un examen cu rezonanță magnetică. De ce? Pentru că poate să fie. Uh, manifestarea unei hemoragii cerebrale. Dau un exemplu, ceea ce apare în plină stare de sănătate, da, la, mai ales la purtătorii de anevrizme și care nu cunosc că au această patologie sau de alte anomalii sau malformații vasculare intracerebrale. Bun. Poate să fie totodată o tulburare de circulatorie a lichidului cefalorahidian, cum spuneam, debutul unei hidrocefalii poate să fie și o tumoră benignă fără manifestări mult timp care și-a atins acel volum care deja produce o tulburare globală. Și asta depinde evident și în care zona a creierului se dezvoltă. Unele se manifestă mai rapid, altele mai tardiv. Unele cresc în câteva săptămâni, luni, altele în câțiva ani. Dar orice durere revin, care în 48 de ore nu se ameliorează, Trebuie văzută de un medic specialist și investigată imagistic, computer, tomograf sau rezonanță magnetică. Este sfatul meu. La fel ca și aceste dureri, sunt și amețelile. De foarte multe ori oamenii reclamă amețeli. Da. Au și acestea legătură cu creierul? Pot avea? Pot avea, categoric. Deci ele pot să reflecte suferința cerebelului. Cerebelul este structura nervoasă responsabilă de uh, echilibru. Uh, datorită dezvoltării lui, copilul învață să meargă, de exemplu. Datorită suferinței lui, bețivul nu știe să mai meargă. Da? Mersul ebrios tipic. Pe de altă parte, nu este singurul organ. Urechea internă conține așa numitul organ al lui Corti, care ne ajută să ne... Uh, în primul rând, ca și rol, deci are dacă doriți o comparație exact cu giroscopul avionului care arată linia orizontului noi știm închizând ochii care este poziția capului nostru, l-am aplicat înainte l-am aplicat în lateral în spate, de ce? grație acestui organ al lui cortic când el este afectat apare sindromul menier sindromul vestibular periferic brusc instalat care obligă pacientul să se întindă în pat casa să învârte cu el, poate fi Asociat sau nu cu vărsături și, în general, reprezintă dovada unei presiuni bruști instalate în urechea internă sau unei hemoragii în urechea internă sau unei infecții. Dar, în general, este un lucru care se decompensează brutal și asta, de regulă, înseamnă acumularea de lichid în urechea internă, în surplus. Alte simptome sau alte manifestări ale unei suferințe craniene ar putea fi o roșire a feței sau are vreo legătură aceasta sau există altceva pe care oamenii le-ar putea identifica imediat să nu fie cumva o suferință cranienă? De acord. Deci instalarea unei surdități, să le enumerăm în sfera analizatorilor în general, urechea, scăderea acuității auditive, Poate să fie o cauză banală, un dob de cerume, dar poate fi perforarea unui timpan. Sau poate fi o tumoră a nervului acustic, așa numit un neurinom de acustic. Un alt exemplu, modificarea volumului ocular. Un ochi crește și are tendința de a ieși din orbite, adică dezvoltă o exoftalmie. Există imediat suspiciunea unui proces expansiv care împinge ochiul, el putând fi datorat unei tumori independente intraorbitale sau a unei tumori legate de nervul optic sau sau a unei infecții în învelișul grăsos, o așa numită celulită retroorbitare. Sau poate să fie o întrerupere bruscă a circulației prin realizarea unei fistule carotidocavernoase. Între peretele carotide interne și drenajul venos din sine se realizează o cale de comunicare sângele arterial năvălește în sinusul cavernos, umflă vena oftalmică și aceasta determină protruzia, exteriorizarea, exoftalmia nervului. al semn, de exemplu. Da? Pierderea gustului nu este un lucru de neglijat în momentul în care nu mai simțim sărat, dulce, acru. Există o suferință în, în funcția nervului facial. La fel, pareza facială. Sigur, mai gravă sau mai, mai, puțin gravă. Prinde numai colțul gurii, hemifață sau se răsfrânge și asupra pleoapei. Nu mai pot să închide ochiul. Sunt forme care imediat trebuie să declanșeze o alarmă și ca urmare prezentarea la medic. Deci sunt multe. A, cu roșața mă întrebați. Nu, eritemul în sine nu este. Legat de o suferință al neapărat al creierului, dar există și tumori vasculare care pot să dea, de exemplu, sângerări la nivelul conductului auditiv extern, tumorile de glom de jugulară. Sunt tumori ale bazei craniului și care distrugând stânca temporalului se exteriorizează prin ureche, deci în conductul și sângerează, deci pot să fie da. este mai mult. adevărat că o infecție să zicem din cavitatea bucală sau nazală netratată, se spune ai grijă că urcă la creier infecția foarte mare adevăr și recomand o mare prudență și celor care au o acnee sau furuncle la nivelul feței, gâtului, cefei, scalpului, ele trebuie tratate foarte serios și de personal calificat. Preferabil nu, uh, cosmeticiană. În fine, deci. Dermatolog, exact, am înțeles. Exact. Deci cu pricepere și responsabilitate, pentru că uh, obrazul, scalpul are aceeași vascularizație foarte intricată și cu structura craniului dar și cu învelișului cerebral și de aici riscurile de a se propaga o infecție la nivelul creierului și de a dezvolta o meningită purulentă, o encefalită sau un abces cerebral sunt foarte mari de așa și otitele de exemplu da, și otitele, sinuzitele sinuzitele. trebuie tratate foarte serios cronicizarea lor expune în timp unor mari riscuri pacienții Domnule profesor, dumneavoastră aveți record de neegalat, să zic, în ceea ce privește operațiile zilnice. Operați 8, 9 și chiar 10, 10 pacienți într-o zi uh, aveți, Nu mai ești chiar 7... așa de tânăr, dar 3-4 pe zi Nu, no, da, dar da, pornim de la ceea ce ați făcut ha, că A, cam am stabilit știți că, recordul, știți e că adevărat că mă gândeam la da. faptul că tot, așa am început emisiunea da, Trebuie să avem grijă să nu obosim prea mult creierul Ce înseamnă de fapt o operație pe creier, domnule profesor? Este o mare provocare Este o performanță profesională pentru care uh, un medic se pregătește uh, timp îndelungat, șase ani, ca să ajungă specialist. Deci, dacă adăugăm la cei șase ani, 6... ca să devină primar și, în funcție de natura tumorii, uh, reprezintă până una alta o mare responsabilitate. Nimeni nu poate să taie creierul unui pacient decât conștient că îi poate face bine. Și cum lucrați, de fapt, în creier? Cu microscoape? Deci puteți să-mi descrieți puțin cum se derulează o intervenție? Și care a fost cel mai lung timp? Acum, nu știu dacă durata neapărat, durata unei operații. Te gândești uh, că reprezintă, stai 5-6 ore într-un uh, creier Ce faceți acolo? Faceți unul nou? <laughs> nu. No. Depinde de patologie. Dacă ne referim la tumori și la tumorile de profunzime în, în creier ele trebuie uh, diferențiate în două mari categorii. Cele infiltrative ne uh, nebine conturate cum sunt glioamele și cele mai uh, încapsulate, cele mai bine delimitate. Aici sunt, le putem include și, pe, și metastazele uh, sau meningiomele intraventriculare sau ependimomele, relativ mai bine, sau neurocitoamele, o serie relativ mai bine ca și circumferință delimitate de structura sănătoasă a creierului. Ce se poate face? Primul lucru după ce trebuie deschis capul acolo unde e tumoră. Cea mai mare nenorocire este să faci abordarea, să tai craniu într-un loc unde de desubt nu e tumoră. Să zicem că asta deja nu se mai poate face, da? Am ajuns, am deschis și învelișul creierului și vedem creierul. Tumore undeva înăuntru. Există știința clasică a reperelor anatomice, topografia macroscopică, pe care trebuie să recunoști principalele elemente, da? vena lui Trolar, vena principală, să recunoști Valea Silviană, structură între temporal și frontal, să recunoști girusurile frontale sau temporale sau parietale unde operezi, dar tehnologia avansează și la ora actuală există așa numita neuronavigație. Deci este un sistem care, corelând imaginea remeneului, da, cu o sondă ne arată unde este tumora în profunzime, și totodată ne arată și care este calea cea mai scurtă. Calea cea mai scurtă nu este întotdeauna cea mai bună, dar este preferabilă. Nu este bună dacă trebuie să treacă printr-o arie motorie și dacă am tăiat acolo, l-am lăsat paralizat sau mort. Deci trebuie să caut o rută alternativă. Bun, o caut cu ajutorul neuronavigației sau a cunoștințelor pe care le ai. Mai la suprafață sau mai în profunzime, am ajuns la tumor. Și bineînțeles, după ce se face un examen extemporaneu, ca să aflăm, e cancer sau nu e cancer, am aflat, este cancer, ce fel de cancer, deja ne-am făcut o primă impresie despre viitorul acestui pacient și cântărim la ce riscuri le expunem. Ablarea unei tumori în totalitate infiltrativă poate să lase cu sechele majore, da? Pe de altă parte, da, șansele, indiferent cum faci operația, da, bun, o faci ca să scoți cât mai mult din tumoră, dar să lași om. Adică principiul este să nu iasă mai prost decât a intrat în, în spital. Microscopul este vital în, în a aprecia, în a aprecia diferența dintre țesutul sănătos și țesutul tumoral. Și mai avem încă un ajutor tehnic, da, intraoperator să poate folosi și noi folosim sonda ecografică care ne mai arată în timp real unde a mai rămas tumoră în profunzime, în dreapta, în stânga, mai sus, mai jos, așa și evident o putem, o putem eradica, o putem abla și să ne verificăm în egală măsură asupra, mă rog, masei tumorale pe care, să zicem, nu putem scoate decât cu mari riscuri da? vitale sau sechelare pentru pacient, dar toate aceste aspecte să discute cu pacientul și le întrebi, drăguțule, vrei să scot toată tumora? Ok, vei trăi mai mult cu 4-5 luni, dar probabil că vei trăi în pat, dependent de familie. Nimeni nu dorește. Deci ceea ce, ce este foarte important pentru noi este calitatea vieții tehnologia în sine a permis performanță chirurgicală incredibil față de epoca profesorului Arseni. De acord, dar și pretențiile oamenilor s-au schimbat. Deci omul vrea să aibă timp să, chiar dacă are un cancer, să aibă timp să-și pună lucrurile la punct. Poate mai dorește să-și vadă fata măritată, băiatul terminând liceul, uh, sunt fiecare om cu prioritățile lui. Da? Poate mai vrea să vadă campionatul mondial de fotbal. Și, sau, eu știu, să vadă piramidele, nu le-a văzut. De aceea, calitatea vieții este esențial Și ce, efortul cel mai mare pe care îl facem este de a prelungi viața normală a pacientului, da? Cu calitatea respectivă supraviețuirea în sine de dragul supraviețuirii la ora actuală suferă o schimbare de paradigmă. Asta vreau să vă întreb puteți spune unui pacient Mai o laudă. nu are rost să te operezi sigur, pentru că în momentul sigur. în care analizăm riscul și beneficiu constat că de fapt eu îi voi da doar trei luni de chin dar poate iar... îi, dau și mai puțin și mai puțin că urmarea este operației va și face și complicații Na. sigur că statistica în sine are valoarea ei dar, pe de altă parte, experiența chirurgului, După ce am operat mii și mii de tumori cerebrale, am, am o, o proiecție reală despre evoluția anumitor tumori. Pentru că am un pacient care l-am operat în 1992 și trăiește, dar a fost un astrocitom de gradul 2. Deci, din 4 grade, a fost pe a doua treaptă de malignitate. Și a avut șansa de a supraviețui. Alteori. ori Iar dacă nu, este tumoră nu se împlinesc da, Dacă da. nu este tumoră canceroasă ați recomanda intervenția chirurgicală? Da, recomand și la tumoră canceroasă o moare trebuie păi, să da, cu boala sigur, trebuie luptat sigur. Este, în general, Cum că... ați spus, decideți dacă într-adevăr riscul și beneficiul este da. procentul riscului și al beneficiului exact. Dar dacă nu este canceroasă Dacă nu tumoră, este canceroasă obligatoriu... merită să stai și trei zile ca să o scoți toată pentru că pacientul E vindecat după aceea. Deci, ea trebuie rezolvată chiar dacă este într-o structură sensibilă și chiar dacă este într-o locație proastă. Ați vorbit despre, într-un interviu, dacă mi-aduc aminte bine, despre un pacient în comă. Ce înseamnă starea aceasta? El realizează, are legătură cu cei din jur, dar nu vorbește. Este o legătură între persoanele care sunt în comă, după aceea își revin. Cum e starea aceasta? Ce, sigur că se cercetează foarte mult și acum este, Această în stare rând, Este cred. de mai multe feluri Nu este aceea starea. indusă Am ci... Înțeles? înțeles da. Starea de, de comă Presupune abolirea Abolirea majorității Funcțiilor Organismului datorită lipsei De comandă cerebrală Asta înseamnă că nu respiră singur da? Singura care Funcționează este inima da? și restul totul este oprit sau dat peste cap, deci tranzitul intestinal, funcția renală, funcția ficatului, da? plămânul. Deci singura care mai bate e inima și asta eventual nu pentru foarte mult timp. Deci un pacient în comă care este ventilat mecanic și, și susținut practic terapeutic este coma-coma. Starea pacientului care respiră spontan și care are un somn profund este deja denumită comă de acord dar această comă poate fi să zicem între ghilimele poate fi întreruptă așa cum trezești un pacient din somn Acum reacția lui a ceea ce numim noi trezire Poate să fie numai un clipit, poate să fie o grimasă, poate să fie o mișcare din mână sau picior. Depinde de afecțiune și depinde de profunzime. În momentul în care stimulul încetează să, să acționeze, el redevine același uh, om adormit. Dacă în momentul ăla este sau nu conștient, dacă ne aude când îi vorbim, când îl strigăm, dar el nu ne răspunde, că nu are această. E o poveste întreagă, foarte lungă, cu multe speculații, cu multe păreri contradictorii, înclin să cred că da. Da, atunci când o persoană dragă îi vorbește, chiar și la pacienți intubați, da? și care nu sunt sub efectul celor se poate constata o reacție emoțională de recunoaștere, de exemplu, lăcrimează. Ceea ce înseamnă că glasul, vocea, inflexiunile vocea au ajuns undeva într-o structură a memoriei, da, bine împământenită de ani de zile și declanșează această trăire duioasă la ozo, da, persoanei iubite, pentru că, într-un fel, reflectă dovada că n-a fost abandonat. Și eu, am, și eu am temerea că acești pacienți trăiesc în momente de cumplită singurătate. Și de aia noi rugăm familiile, de câte ori vin în vizită să vadă, să le vorbească, să le spună chiar și cele mai, mai banale lucruri din cotidianul vieților, pentru că cu siguranță au o influență benefică. Domnul profesor, atunci când sună deșteptătorul dimineața, este bine sau La nu pentru că. Fără un sfert, exact. Da. În fiecare zi se face un reflex, dar dacă el sună, totuși așa, este pentru creier, nu traumă? Nu să sune, mă trezesc. La dumneavoastră sunt convinsă, dar în general, deșteptătorul este dușmanul creierului sau nu este? Nu, nu, deșteptătorul. Știți care e dușmanul chirurgului? Telefonul. Telefonul de noapte prevestește întotdeauna ceva dramatic, ceva rău. Agravarea unui pacient, un apel disperat de ajutor de undeva pentru cineva. Telefonul unei somități politice, profesionale, ce doriți, da? Ce cam ăsta este. Cam rău, se, îi face rău, Asta nu? este, da, da, semnul de rău. Dar medicația aceasta a Oamenilor, sigur că farmacile nu mai permit în acest moment chiar să-ți iei medicamente după bunul tău da. plac. Nu poți să dormă mă duc repede și iau niște medicamente. Cât de bine face creierului această automedicație cu sedative? Sigur, bine nu-i face. Dar uh, ele sunt necesare pentru că omul trebuie să se odihnească pentru a fi capabil de o performanță profesională sau trebuie să se întrețină, trebuie să fie asta. Privarea de somn știți că este una din formele de tortură. Exact. Da, cele mai atroce și cele mai da, de condamnat. Și atunci evident, chiar neștiind care este substratul acestor stări de insomnie sau altele, de exemplu, neliniște, se frică. Da. Nu poți să-ți o stăpânești. El trebuie ajutat pentru a fi liniștit în acel segment al subconștientului care declanșează starea asta. Stare care este întreținută tot de secreția catecolaminelor, alți hormoni cerebrali și care perturbă biochimia creierului și mai ales are efecte de irigație a anumitor structuri și de aici o stare de neliniște. Adică nu mai funcționează mecanismul ca lumea. Ceva se întâmplă, undeva o bujie nu face contact, un contact nu merge, o rotiță nu se învârte. Și asta se traduce prin neliniște pentru că nu își poate face diagnosticul creierul singur. Și atunci cel mai bun lucru care este, este să-l deconectezi puțin. liniștește-te tu și de astea se dau anxiolitice, de astea să dau somnifere. Cum spuneam, creierul iubește cel mai mult somnul, liniște. Adică să doarmă cât mai mult. Dacă e, se nici poate. chiar mai mult, că probabil da. după aceea nu-i face bine nici lenea. P E de acord, dar zăcutul sigur îi face bine. <laughs> în legătură cu telefonul mobil, dacă se dovedește că într-adevăr el are un efect da, negativ are, asupra creierului. Da, are, are. de acord. Așa este. Orice emițător de unde produce, produce tulburări în structura nervoasă. Dar să ne înțelegem bine. În caz de abuz. Deci nu înseamnă că utilizarea. Utilizarea lui este dăunătoare de omble. Nu. Atunci, Dar ce înseamnă abuz cum definesc abuzul? Deci, abuzul definesc că îl țin la ureche ore întregi. De aia la ora actuală, dacă vorbim pe speaker sau vorbim hands-free, deci nu mai avem nicio problemă. Nu mai există. Riscul este rezidă din apropierea aparatului care emite aceste sunete, deci telefonul propriu zis de creierul nostru. Și de și căștilor, dacă pun căștile sau dacă pun alte și device Și sunt nocive, dar mai mult asupra urechii în sine, aparatului auditiv, decât, decât asupra creierului propriu zis creierul, nu? Dar devenim surza da. Dar la dușmani așa în mediul extern există pentru creier pe deci care deci izința... nu vor face rău decât persoane care ascultă că nu se să vadă când dă mașina peste el. Asta da. Dar telefonul celular, dacă ești o persoană decentă, normală, n-are cum să-ți dăuneze. N-are cum să Să nu faci conferințe la telefon. Corect. Mulțumesc, domnule profesor. Nici nu știu când ați da. timpul. Și pentru că emisiunea noastră se intitulează Prețuiește sănătatea, vă rog din suflet să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Nu avem nimic mai de preț decât sănătate. Fără sănătate, nimic nu contează. Nici averea, nici onorurile, sănătatea personală și a celor dragi este, de fapt, adevărata comoră după care merită să tânjim și care merită orice sacrificiu. Mulțumesc frumos, domnule profesor! Cu Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și nu uitați, prețuiți sănătatea!